În ultima perioadă a crescut numărul sesizărilor depuse la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sesizări prin care părinții divorțați reclamă faptul că unul dintre părinți, cel la care locuiește copilul, nu permite menținerea relațiilor personale ale copilului cu celălalt părinte. În conformitate cu noile prevederi legislative privind protecția drepturilor copilului, serviciile publice de asistență socială de la nivelul primărilor au obligația de a oferi consiliere atât copilului cât și părinților săi, la cererea acestora în vederea restabilirii și menținerii relațiilor personale ale copilului. Legea 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului a prevăzut că autoritățile locale au obligația de a sprijini părinții în îndeplinirea obligațiilor ce le revin cu privire la copil, însă nu era specificată modalitatea în care este monitorizată menținerea legăturilor personale. Noua lege din acest an, care aduce modificări și completări legii pentru protecția copilului, face referire și la modalitatea în care pot interveni autorități. Este vorba despre situațiile în care părintele la care copilul locuiește împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt părinte. Astfel, în cazul în care nu este respectat programul convenit de părinți sau stabilit de instanța judecătorească, părintele la care nu locuiește în mod statornic poate cere serviciului public de asistență socială sau persoanelor cu atribuții de asistență socială din cadrul primăriei să monitorizeze relațiile personale ale copilului pentru o durată de până la 6 luni. La finalul perioadei de monitorizare, reprezentantul Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul primăriei poate propune prelungirea perioadei de monitorizare pentru încă 6 luni. De asemenea, poate recomanda consilierea psihologică a unuia sau a ambilor părinți, precum și o serie de măsuri pentru îmbunătățirea relației dintre copil și părintele la care acesta nu locuiește. Raportul de monitorizare se înmânează fiecăruia dintre părinți și poate fi folosit ca probă în instanță. Monitorizarea permite reprezentanților Serviciului Public de Asistență Socială de la nivelul primărilor să asiste la preluarea copilului de către părintele la care nu locuiește în mod statornic, la înapoierea acestuia să realizeze intervievarea părinților a copilului și a persoanelor cu care copilul locuiește, precum și altor persoane în vederea întocmirii raportului de monitorizare.